absolvirea liceului te preocupă un viitor intelectual cu opțiuni serioase, cercetare academică, învățământ superior, politică, diplomație și administrație și te gândești ce facultate îți dă toate aceste șanse, răspunsul îl oferă domeniul istoriei. Este în fond o condiție a unui om de succes în viața profesională să își urmeze pasiunea fără ezitare pentru a pune în valoare șansele pe care îi le oferă un asemenea domeniu, extrem de interesant ca studiu, înalt ca viziune, privilegiat ca alegere și plin de satisfacții individuale. În concluzie, noi îți facem această propunere să alegi istoria pentru a avea ocazia să descoperi și să redescoperi în permanență lucruri și adevăruri profunde, pentru a dobândi abilități specifice, inclusiv un sănătos spirit critic, pe care puțini îl pot obține pe altă cale. O universitate dinamică, ambițioasă, care de curând și-a aniversat un sfert de secol de existență, Universitatea Valahia s-a remarcat în domeniul cercetării istorice drept una dintre cele mai performante din țară. Și nici nu se putea altfel. Universitatea noastră nu face decât să onoreze, prin calitatea procesului educațional și prin rezultatele obținute, statutul istoric al orașului care o găzduiește. Principală reședință domnească și cetate de scaun a țării românești. Amintirea voievozilor de odinioară vibrează încă nu doar prin vestigiile curții domnești în sala tronului ori la umbra turnului Chindiei, ci și în sălile de curs ale Facultății de Istorie, în prelegerile și dezbaterile încărcate de pasiune științifică ale profesorilor și studenților noștri. În vechea cetate, istoria ne vorbește la orice pas din zidurile celor peste 1000 de monumente istorice care ne-au rămas mărturii ale vremurilor de demult. Cercetarea și cunoașterea lor prin șantierele arheologice pe care își desfășoară practica studenții noștri aduce mereu la lumină vestigii și mărturii istorice prețioase și ajută la reconstituirea unor epoci pe care le redescoperă în lumina valorilor lor politice, sociale, culturale și economice. Facultatea noastră dispune de numeroase alte șantiere arheologice conduse de experți arheologi, care sunt nimeni alții decât profesorii voștri. Impresionanta curte voievodală de la Târgoviște, mirabilele chei ale Vârghișului din Transilvania, bogata Valea Bistriței din Moldova, cetatea Soroca lui Ștefan cel Mare din Republica Moldova, vă stau la dispoziție pentru cea mai fascinantă practică de vară pe care o poate avea un student. Totodată, arhivele sunt pregătite să-i primească pe cei pasionați de cercetare istorică, îndrumați de profesorii lor, istorici reputați în domeniul istoriei moderne și contemporane. Instituțiile muzeale ale orașului adăpostesc colecții de artă, istorie, un muzeu al cărții vechi românești și un muzeu al scriitorilor, dar și singurul muzeu din țară dedicat evoluției omului în paleolitic, locuri potrivite atât pentru studiul anumitor tematici, cât și pentru a petrece în mod agreabil timpul liber. Edificiile religioase ale urbei, ctitorii domnești, ale căror vechi pisanii cu slove chirilice întâmpină și astăzi vizitatorul, vor fi locuri preferate de studentul la istorie pasionat de evul mediu românesc. Iar dacă pe partea dreaptă a Ialomiței avem orașul istoric, pe malul stâng se află cea mai mare realizare a urbei din vremea noastră, campusul Universității Valahia. Singura investiție de acest fel din țară din ultimii 25 de ani. Un spațiu modern care oferă cele mai bune condiții materiale pentru studiu și pentru cazare. Aici se află impresionantele amfiteatre unde au loc deseori conferințe și manifestări științifice, săl pentru seminarii, laboratoare excelent dotate, precum și unul dintre cele mai performante institute de cercetare din țară. În campus sunt și locurile de cazare ale studenților, iar acestea rivalizează în mod clar cu unele dintre cele mai renumite centre universitare din străinătate. Din perspectiva internaționalizării oportunităților de dezvoltare universitară, studenții noștri pot obține una dintre numeroasele burse pe care facultatea le oferă, în Franța, Spania, Cehia, Norvegia, Finlanda, Letonia sau Lituania, facilitându-le accesul la cursurile unor universități prestigioase, în cadrul cărora pot cunoaște și lega prietenii, pot cerceta și experimenta modul de viață din regiuni diferite ale Europei. Odată ce veți absolvi studiile universitare, programele noastre de masterat și de doctorat vă vor deschide noi porți ale cunoașterii, vor cizela cunoștințele acumulate și vă vor forma ca personalități și lideri cu o voce ascultată în societate.